Bună seara și bine ați venit! Suntem Noemi Radu și Tomas Mateaș, gazdele dumneavoastră în această seară de cântec. Pentru ca melodiile telefoanelor noastre să nu interfereze cu muzica interpretată în seara aceasta, vă invităm să le opriți sonorul. De asemenea, vă rugăm să evităm deplasările pe parcursul concertului, mai ales în timpul pieselor muzicale. Evenimentul la care avem bucuria să participăm este organizat de Asociația Conștiință și Libertate, care continuă pe teritoriul României tradiția și aspirațiile International Religious Liberty Association, cea mai veche organizație de apărare a libertății religioase, înființată în Statele Unite ale Americii în anul 1893. În același timp, Asociația Conștiință și Libertate își păstrează aspectul local, acordând un interes deosebit situațiilor concrete legate de libertatea religioasă și de conștiință prezente în România. Principala activitate a Asociației Conștiință și Libertate este promovarea valorilor libertății religioase în toate formele sale de manifestare. Această abordare pozitivă, educativă, reușește de cele mai multe ori să creeze, acolo unde este utilizată, o cultură generală solidă în ceea ce privește respectarea libertății religioase, atât la nivelul populației, cât și la nivelul autorităților publice sau legislative. Prin facilitarea și încurajarea permanentă a dialogului între reprezentanții diferitelor confesiuni religioase prezente în România, prin informarea acestora cu privire la anumite evoluții pozitive sau negative în domeniul legislativ, prin participarea la dezbateri cu autorități legislative, prin organizarea de întâlniri cu experți internaționali în acest domeniu sau prin corectarea și adaptarea legislației, Asociația Conștiință și Libertate a reușit de-a lungul timpului să fie un factor de progres al acestui domeniu și dorește să fie în continuare un partener echilibrat, corect, dar ferm în promovarea acestuia. Asociația Conștiință și Libertate colaborează cu organizațiile și instituțiile românești de profil, dar, de asemenea, menține o colaborare strânsă și cu ambasadele și organizațiile internaționale. Printre aceste instituții se numără Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Departamentul de Stat al Statelor Unite, International Religious Liberty Association și Association Internationale pour la Défense de la Liberté Religieuse. În finalul acestei succinte prezentări, vom enumera câteva dintre evenimentele organizate de Asociația Conștiință și Libertate, precum și o parte dintre programele desfășurate.
sesiuni de comunicări științifice și diplomatice, gala premiilor Conștiință și Libertate, caravana libertății religioase, lansarea volumului internațional anual, Jurnalul Libertății de Conștiință, emisiuni de televiziune și concerte, după cum observăm acum și aici. Concertul din seara aceasta este susținut de corul și orchestra Gloria Dei, coordonate de domnul Sebastian Felea, pe care îl invităm să ne descrie în câteva cuvinte corul, activitatea și misiunea acestuia. Dragi prieteni, suntem onorați și avem o bucurie deosebită ca în seara aceasta să stăm înaintea dumneavoastră cu un program de muzică sacră. Corul și Orchestra Națională Gloria Dei a luat ființă acum aproape 9 ani, în 2014, ca o inițiativă în cadrul Departamentului de Muzică. Așadar, Corul și Orchestra Națională Gloria Dei a luat ființă în 2014 ca o inițiativă a Departamentului de Muzică al Bisericii Adventiste de ziua 7. Scopul unui asemenea ansamblu numeros, vocal-instrumental, este de a proclama solia mântuirii, să-L vestim pe Dumnezeu prin intermediul muzicii. De asemenea, ne propunem să oferim un cadru de dezvoltare muzicală și spirituală pentru tânăra generație și pentru toți cei care sunt înzestrați muzical și au bucuria să îl slujească pe Dumnezeu într-un asemenea mediu. Și de asemenea, având în vedere puzderia de opțiuni stilistice, care de multe ori creează confuzie, ne dorim ca prin Harul lui Dumnezeu să putem oferi un reper pentru ceea ce înseamnă o linie sănătoasă a închinării. În ocazia din seara aceasta, conducerea muzicală este asigurată de dirijorul Laurențiu Bischin, cel pe care l-ați văzut deja conducând corul în piesa de început. Corul este acompaniat de pianista Andreea Dobia, îi mulțumim că este cu noi în seara aceasta. În a doua parte a concertului, veți vedea o formulă minimală, instrumentală, din ceea ce înseamnă Orchestra Gloria Dei. Vor fi acompaniamente ale corului, dar și piese de sine stătătoare instrumentale și în două ocazii veți avea o bucuria să vedeți înaintea dumneavoastră cântând doi soliști extraordinari. Este vorba despre violoniștii Cosmin Horațiu Stoica și violonista Corina Spătar. Vă dorim din toată inima un timp binecuvântat în care armoniile libertății să vă inunde sufletele și să avem cu toții parte de un timp special înălțător. Vă mulțumim! Vă mulțumim pentru cuvintele prezentate și pentru prezența dumneavoastră aici. Mulțumim și postului de televiziune Speranța TV, care este alături de noi în această seară, pentru a filma și a transmite live evenimentul pe pagina de Facebook și canalul de YouTube al acestui post. Prima melodie pe care ați ascultat-o în această seară se numește Tatăl nostru, compusă de Christian Heinrich Rink. Totul începe și se termină cu Dumnezeu. A fi aproape sau departe de Dumnezeu depinde doar de om, deoarece Dumnezeu este pretutindeni, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur. Următoarele piese pe care vom avea bucuria să le ascultăm sunt Doamne până în veșnicie, compozitor William Bradbury, Sfânt și înfricoșat, de Franz Schubert, Frumos e să ascult, de William Kirkpatrick. Vă dorim audiție plăcută!
Din zor când ne trezim.
Pentru organizarea popasului muzical din această seară, Consiliul Județean Buzău este partenerul Asociației Conștiință și Libertate. Pe lângă faptul că ne-a pus la dispoziție această sală, Consiliul Județean Buzău a găzduit Simpozionul Libertății de Conștiință desfășurat vineri, cu participarea unor importante personalități. După tăcere, cea care poate cel mai bine să exprime ce nu poate fi spus în cuvinte este muzica, spunea Aldous Huxley. Vom permite în continuare muzicii să exprime ceea ce nu poate fi spus în cuvinte prin intermediul următoarelor interpretări. Doamne, buzele mele, din concertul coral numărul 1, compozitor Gavril Musicescu. Vrednic este mielul, de Johann Sebastian Bach. Și nimeni ca tine, cântec popular silesian. Vă dorim audiție plăcută!
Muzica însuflețește universul, dă aripi minții, zbor imaginației și viața tuturor, spunea Platon. Lumea fără muzică ar fi o greșeală, un loc pustiu, lipsit de visare. Vă invit ca în următoarele momente să ne lăsăm purtați pe aripile muzicii în următorul calup muzical. Iarna, partea a doua din Anotimpurile, de Antonio Vivaldi, solistă Corina Spătariu. Doar tu ești sfânt, compozitori Siegfried Ox și Georg Friedrich Händel. Tot cerul să-ți cânte, compozitor Cindy Berry. Vă doresc audiție plăcută! Thank you.
În calitate de coordonator al activității Asociației Conștiință și Libertate în municipiul București și pe teritoriul la 10 județe din Muntenia și Dobrogea, este alături de noi domnul Mădălin Avrămescu, pe care îl invităm pentru alocuțiunea dumnealui. Mulțumesc! Bună seara, doamnelor și domnilor! Doresc să îmi exprim bucuria pentru alegerea făcută de către dumneavoastră atunci când ați decis cum veți petrece seara aceasta. Sper din toată inima să fie o decizie pe care să o valorizați și pe care să nu o regretați absolut deloc. Sunt bucuros pentru prezența fiecărei persoane care se află în sală. Ați putut afla chiar de la începutul acestui concert, din prezentarea celor doi colegi pe care i-am aici alături de mine, ați aflat despre strategia, despre obiectivele și despre proiectele pe care Asociația Conștiință și Libertate le desfășoară, așa că nu voi insista foarte mult. Ceea ce doresc să spun în continuare este faptul că Asociația Conștiință și Libertate rămâne consecventă și rămâne angajată față de promovarea și apărarea articolului 18 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, articol pe care, dacă ați fost atenți la intrare, ați putut să îl citiți pe un perete publicitar, să-l numesc așa, de asemenea îl vedeți în partea dumneavoastră stângă. Rugămintea mea este să-l citiți la ieșire, măcar dacă n-ați făcut-o în momentul în care ați intrat în sală, pentru că este un articol extrem de important. El a fost votat, a fost adoptat la 10 decembrie 1948, însă Asociația Conștiință și Libertate, la nivel internațional, după cum s-a spus, International Religious Liberty Association, încă din 1893 a fost atașată de valorile acestea. Articolul 18 spune așa, îl voi citi pentru că este scurt, dar îmi mențin rugămintea de a-l parcurge și dumneavoastră la ieșire. Orice om are dreptul la libertatea gândirii, de conștiință și religie. Acest drept include libertatea de a schimba religia sau convingerea, precum și libertatea de a-și manifesta religia sau convingerea, singur sau împreună cu alții, atât în mod public cât și privat, prin învățătură, practici religioase, cult și îndeplinirea riturilor. Privind activitatea Asociației Conștiință și Libertate la nivel județean, aș dori să-l felicit pe domnul director Ștefan Mateiaș pentru viziunea implementată și pentru proiectele desfășurate deja, unul dintre ele fiind chiar concertul, alături de echipa de colegi care l-a ajutat foarte mult. Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu și colegilor mei pentru o implementare de succes a proiectelor pe care și le-au propus. De pildă, vineri a avut loc simpozionul intitulat Libertățile fundamentale ale omului, în consolidare sau în declin, organizat în parteneriat cu Consiliul Județean Buzău. La final, doresc să vă ofer un gând asupra căruia să reflectați. El se află în Sfânta Scriptură, este scris de Sfântul Apostol Petru în prima sa epistolă, capitolul 2, cu versetul 16. Purtați-vă ca niște oameni liberi, fără să faceți din libertatea aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Vă invit să savurăm împreună libertatea, dar vă invit să fim și veghetorii ei. La plecare, atunci când ne vom despărți, îmi doresc să purtați în inimă armoniile libertății. În inimă, în minte, cu dumneavoastră, peste tot unde pașii vă vor purta. Să ne bucurăm de libertate. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule director! ING, In nomine Jesu, erau inițialele scrise pe fiecare partitură a marelui compozitor Johann Sebastian Bach. Compozițiile acestuia erau dedicate preamăririi lui Dumnezeu.
cel spre care se înalță și muzica acestei serii. Muzica vorbește atemporal despre adevăruri veșnice. Vă invităm în continuare să ascultăm două piese muzicale. Concertul pentru vioară și orchestră în sol minor, partea a doua, de Johann Sebastian Bach, solist Cosmin Stoica. Și Harul tău minunat, compozitor Gabriel Fore. Vă dorim audiție plăcută!
Dorim să-l invităm pe scenă pe domnul Ștefan Mateaș, reprezentantul județean al Asociației Conștiință și Libertate, pentru momentele de final ale evenimentului. Dacă libertatea ar putea fi personificată și printr-o anumită circumstanță personificată fiind ar putea fi închisă într-o cușcă, sunt convins că ar deveni un loc renumit de pelerinaj. Și probabil că foarte mulți turiști de peste tot din lume ar cheltui destul de mult ca să vină să viziteze libertatea închisă acolo și în timp s-ar aduna în cușcă și pe lângă ea monede și bancnote. Dar pentru că libertatea este liberă, dacă îmi permiteți acest joc de cuvinte, și o avem cu toții la îndemână, facem ce vrem cu ea. Și pentru că suntem liberi să facem ce vrem cu ea, de foarte multe ori interferăm în libertatea celorlalți. Până într-acolo încât ne luăm libertatea de a jigni pe semenii noștri că suntem liberi, ne luăm libertatea de a face rău celor de lângă noi atunci când considerăm că putem face lucrul acesta, nu ne oprește nimeni. Folosim libertatea pentru a opri într-o oarecare măsură libertatea celor din jurul nostru, pentru că noi așa o avem. Este la îndemână. Cine ne poate opri? Trăim în democrație. Până când o pierdem. Și atunci ne dăm seama, de fapt, cât de mult valorează libertatea, ca orice alt bun sau orice altă persoană, de a cărei valoare ne dăm seama atunci când nu o mai avem. Nu de mult am trecut printr-o perioadă interesantă în care ne-au fost restrânse anumite libertăți. Și cât de mult ne-am fi dorit să călătorim atunci când ne-a fost restrânsă libertatea de mișcare, nu-i așa? Cât de mult am fi dorit să vorbim atunci când ni s-a restrâns, de-a lungul anumitor regimuri sociale sau politice, libertatea de exprimare. Cât de mult ne-am dorit, de exemplu, dacă vorbim de libertatea de conștiință și libertatea religioasă, cât de mult ne-am fi dorit să mergem la biserică, indiferent de confesiune, când bisericile au fost închise. Dar așa suntem noi oamenii. Doar după ce pierdem un lucru, îi acordăm adevărata valoare și ne dăm seama ce am pierdut. Așadar, la acest moment de final, doresc într-un mod special să aduc aprecierea și mulțumirea mea corului și orchestrei Gloria Dei, pentru că în această seară au fost ambasadori ai libertății. Și au făcut lucrul acesta încercând să ne reamintească de valoarea acestui lucru pe care orice ființă ar trebui să îl aibă. Este, de fapt, ceva inerent ființei umane, libertatea. Mi-este greu să vă mulțumesc nominal, mi-este greu să vă mulțumesc în parte tuturor, însă aș vrea să o fac invitându-l pe dirijorul corului, alături de mine. Nu pentru ca să dirigeze ultima piesă, mai este puțin până acolo, ci pentru că, fiind reprezentantul corului și dirijorul în această seară, vă invit. Am vrea să vă oferim o atenție din partea noastră pentru întregul cor, dar dumneavoastră o primiți.
Știu că suntem într-un cadru formal în care ar trebui să ne vorbim cu domnul, doamna, domnul dirijor, însă dați-mi voie să vă spun că pe Laurențiu Bischin, fără domnul, îl cunosc de multă vreme. Și aș vrea să-i mulțumesc printr-un gest informal. Mai departe veți transmite într-un fel probabil special mulțumirea aceasta către întregul cor. Vă mulțumesc tare mult. De asemenea, aș dori ca să mulțumesc Consiliului Județean. Îmi pare rău că în această seară nu avem un reprezentant din partea Consiliului Județean aici, dar pentru ca să știți că ne exprimăm recunoștința față de ei, trebuie să menționez, sala ne-a fost pusă la dispoziție de dumnealor, parte din organizare a fost făcută în această colaborare, dar în același timp un eveniment remarcabil, și anume cel de vineri, nu s-a putut desfășura fără aportul Consiliului Județean, un aport semnificativ. Așa că vă invit, deși suntem aici în sediul Consiliului Județean și nu se aude că nu este nimeni în birouri, dar totuși ca gest de recunoștință, un rând de aplauze pentru Consiliul Județean Buzău. Vă mulțumesc! Aș vrea să mulțumesc de asemenea prezentatorilor din această seară, Noemi Radu și Tomas Mateaș. Aș vrea să vă spun că este pentru prima dată când au prezentat un concert, da? Pentru amândoi, și cred că s-au descurcat binișor pentru o primă ocazie. Mulțumesc. Evident că deși a fost puțin în culise și a ieșit o singură dată în față, pentru că așa se întâmplă în general cu organizatorii, ei muncesc mult înainte și apoi rămân undeva în culise, trebuie să-i mulțumesc și domnului Sebastian Felea. Este undeva în sală. Este omul de legătură. Cu dumnealui am ținut legătura și am colaborat, cred că de prin luna octombrie, dacă bine mi-amintesc, pentru ca să punem la cale acest concert la Buzău. Și aș vrea să menționez aici, pentru că tot sunt încă la partea de cor, la ieșire puteți găsi DVD-uri ale corului Gloria Dei. La ieșirea principală sunt acolo și pe partea stângă și pe partea dreaptă cei care doriți să duceți și acasă cu dumneavoastră muzica aceasta și evident sunt mai multe piese interpretate decât au cântat ei în această seară, puteți să luați la ieșire de acolo. Aș vrea să-i mulțumesc și domnului Mădălina Vrămescu, a fost mai devreme pe scenă în fața dumneavoastră. Domnul Mădălina Vrămescu este directorul teritorial al Asociației Conștiință și Libertate. În același timp, în această seară, deși a fost prezentat ca director al Asociației Conștiință și Libertate, în această seară este aici și ca reprezentant al Conferinței Muntenia. Conferința Muntenia este divizia, este partea din sudul României a Bisericii Adventiste de ziua șaptea, care este sponsorul principal al acestor evenimente și cel de vineri și cel de astăzi. Așa că vă mulțumim și în această calitate foarte mult pentru ce ați făcut pentru noi. Și de asemenea, nu pentru că sunteți mai puțin importanți, ci pentru că sunteți cei mai mulți. Aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor celor care ați fost în această seară alături de noi aici. Vă mulțumesc din toată inima pentru că v-ați luat din programul dumneavoastră ca să ascultați muzica propusă, muzica interpretată și să fiți alături de noi la evenimentul acesta, cel puțin la acest moment unic în județul Buzău, deoarece Gloria Dei este pentru prima dată aici. Așa că mi-e greu să vă spun să aplaudăm când este vorba despre dumneavoastră. Dar haideți să o facem! În final, înainte de a preda cuvântul prezentatorilor pentru ultima parte, aș vrea să vă transmit cele mai calde urări, sănătate, să auzim numai de bine și
M-aș bucura tare mult ca la următoarele evenimente pe care le propunem în numele Asociației Conștiință și Libertate să vă avem alături. La revedere și numai bine! Mulțumim pentru intervenție. Timpul este prea lent pentru cei care așteaptă, prea iute pentru cei care se tem, prea lung pentru cei care plâng, prea scurt pentru cei care sărbătoresc. Dar, pentru cei care iubesc, timpul este o eternitate, spunea William Shakespeare. Ca orice moment frumos, și acest concert se apropie de final. Iar recunoștința este cea mai bună metodă pentru a marca pentru eternitate trecutul. În continuare, vă lăsăm în armoniile muzicii, ascultând ultima piesă din această seară, o compoziție a lui Georg Friedrich Händel, In the Glory of the Lord, din oratoriul Mesia. Am fost Noemi Radu și Tomas Mateaș, gazdele dumneavoastră. Vă dorim clipe binecuvântate și numai bine. O seară plăcută în continuare!